Cătălin Chereșeș a fost reales în funcția de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, deși se află în arest la penitenciarul din Gherla. Cătălin Chereșeș a postat duminică seară un mesaj pe o rețea de socializare în care a arătat că mulțumește locuitorilor din Baia Mare, pe care îi iubește și îi consideră marea sa familie. Voi sunteți energia care îmi dă puterea să fac totul pentru Baia Mare. Îi invit astăzi pe toți cei care au rătăcit, pe toți cei care au avut mintea sau sufletul umbrite de răutate izvorâtă din patimă politicianistă, întâi la dialog și apoi la muncă. Din luptă, ură și dezbinare nu se poate construi nimic durabil și serios. Sunt omul binelui, sunt omul toleranței, sunt omul prietenii. Sunt alături de voi toți, un om care iubește Baia Mare și care își dedică viața pentru acest crez. Acum, prin votul vostru, prin încrederea care mă onorează împreună cu voi, mă întorc mult mai puternic și mai hotărât să muncesc pentru Baia Mare și pentru Maramureș, a arătat Chereșeș. Acesta le-a transmis locuitorilor municipiului Baia Mare că va fi mai mult decât un primar. Cătălin Chereșeș a fost arestat preventiv pentru luare de mită în formă continuată de Tribunalul Cluj în 27 aprilie, pe o perioadă de 30 de zile, iar Curtea de Apel Cluj a menținut această hotărâre. Tribunalul Maramureș a prelungit în 24 mai arestul preventiv al acestuia. Chereșeș se află la penitenciarul Gherla, județul Cluj.